Bun găsit la o dezbatere cu privire la importanța Cuvântului Lui Dumnezeu, la felul în care îl interpretăm, cu pastorul Iacob Coman și pastorul Edi Constantinescu. Toți creștinii iubesc Cuvântul Lui Dumnezeu și declară că îi recunosc autoritatea. Mă uit la dumneavoastră, aveți o carte mare, învelită în piele, și a mea este în piele. Am colorat-o în roșu, alții o colorează în auriu. Unii pun fermoar ca să nu intre praful, o ținem pe masă, o citim în fiecare dimineață, ne raportăm la această carte ca la Cuvântul Lui Dumnezeu și totuși avem viziuni atât de diferite. Am putea să stabilim câteva principii generale de interpretare, cel puțin să explicăm punctele noastre de vedere. Măsaferii au întâietate. În ce fel este inspirată Biblia? Hai să pornim de aici. Problema este în felul următor. A apela la formulările sau la formulele sau la definițiile pe care le-a stabilit de-a rândul secolilor teologia dogmatică, da, este una, ceea ce pot să o fac cu succes ca profesor de dogmatică. A, dumneavoastră sunteți și profesor. Da. Deci, specializat, sunt doctor în teologie fundamentală și dogmatică. Deci asta este una, mi-am făcut tema de casă și știu să dau definiții. Realitatea în sine, în contextul teologic, nu doar contemporan, este deja o altă problemă. În opinia mea, se rezolvă situația aceasta ca și de la întrebarea cine a fost întâi, găina sau ou, sau ou sau găina, da? Și întrebarea aceasta te pune într-o situație destul de dificilă. Și dacă ești credincios și dacă ești ateu. Din cauza asta unii spun că totul, lumea aceasta a apărut dintr-un ou. Există în mitologia veche, da, situații de felul ăsta. Pentru mine, ca om de rând, când vorbesc despre Scriptură, am ales a priori. Să-i dau credit absolut. Realitatea aceasta mă face uneori ușor sau în flagrant excentric față de alții. Asta este o problemă. Da. Și a doua problemă este că eu trebuie să găsesc o consiliere între realitatea aceasta și biserica pe care o slujesc. Adică este foarte posibil ca autoritatea eclesiastică care eu am semnat că o slujesc să aibă complementar sau conflictual cu mine, da? Să aibă o ușoară altă opinie. Și atunci ce faceți? În ceea ce privește viața mea privată, respect hotărârea care mi-am luat-o mie și complementar formal, să spun, da, spun lucrurile cum le vede biserica mea. Și în felul acesta eu rămân ca un exemplu, pozitiv sau negativ, da, spre care cineva din contextul larg al eclesiasticului poate să migreze. Da? Adică noi suntem aici de acord cu toate, da, și particular viața mea este dusă un pic mai jos sau mai sus, da? Ca să nu ne facem statuie, că după aceea vorbim prostii, da? Și atunci omul mă vede pe mine și sunt un reper pe care și-l poate alege sau pe care și-l poate refuza. Deci chiar dacă faceți opinie separată în această privință, acceptați părerea congregației? Absolut, absolut. Dacă nu fac asta, eu îmi iau geanta și plec. Adică personal nu pot să... Nu mă văd într-o situație în care... Bine, și congregația are o zonă de gri în care pe unul lasă să latre într-un fel și pe unul altul în alt fel și mai apare o care latră în alt treilea fel. Da, asta este o altă problemă, da? Deci, probabil, sau nu e o altă problemă, probabil că aici se rezolvă tensiunea pe care ați sugerat-o între declarația mea cu privire la propria mea viață spirituală și viața mea din cadrul bisericii mele pe care o iubesc. Să vorbim despre părerea dumneavoastră personală, despre percepția dumneavoastră cu privire la Cuvântul Lui Dumnezeu și a dumneavoastră, frate Edi, de asemenea.
Vreau să fac două afirmații scurte, pentru că vreau să las mai mult spațiu lui fratele profesorul sau lui Iacob, mă rog, cum ne simțim, cum ne deamnă Duhul pe moment, da? Mai întâi, aș vrea să văd că ideea sola Scriptura e un mit. Deci, nu există nicio biserică care doctrine să fie bazată exclusiv pe Biblie. Multe din problemele teologice și dogmatice ale creștinismului au fost rezolvate apelând la filozofia greacă sau la alte sisteme de gândire. Și din acest punct de vedere, eu cred că Biblia nu poate fi luată ca o manuală de dogmatică. Asta iarăși e o opinie personală, dacă vreți. Însă, ceea ce cred că este unitar și este perfect, să zic, omogen și ireductibil este Evanghelia. Și ce observ la Pavel? Pavel, când predică Evanghelia, nu are un singur criteriu de interpretare. Uneori Pavel alegorizează într-un mod nepermis de un profesor de exegeză biblică, probabil că fratele Coman ar da doi la exegeză biblică cuiva care ar alegoriza, cum alegorizează Pavel, foarte arbitrar uneori, da? Alteori, Pavel face exegeză foarte științifică și uneori se referă la context istoric, de exemplu, în Epistola către Galateni, ca să contrazică pe iudaizanți. Pavel face o splendidă aplicație în context istoric, spune, Avram a fost declarat neprihănit prin credință înainte de a primi tăierea împrejur și după aceea spune, făgăduința a fost dată înainte de lege și legea nu putea desfința făgăduința. Deci Pavel acolo apelează contextul istoric. Alteori scoate afirmații din Biblie și le prezintă ca adevăruri atemporale fără negociere. Dar ceea ce văd la Pavel, toate acestea sunt subordonate, uneori oportunistic, deci uneori Pavel este oportunist în argumentația lui. Uneori apelează la argumente stoice, tot ce este nobil, plăcut, bun, să vă însuflețească, alteori la argumente din Tora ca un rabin, uneori ca un fariseu, te întoarce când nu te aștepți, da? Se leagă de o chichiță, alteori ignoră detaliile, însă întotdeauna ideea este Iisus și El răstignit și Evanghelia. Deci eu personal mă simt mult mai responsabil față de Evanghelie. Nu mă simt nici chemat, nici nu simt povara asta pe mine să definesc sau să redefinesc criterii de hermeneutică și exegeză, ceva ce mă depășește. Dar mă simt responsabil față de Evanghelia lui Pavel, pe care încerc să o contextualizez cât se poate în timpul nostru. Am ascultat câteva predici de ale dumneavoastră și am observat, corectați-mă, că luați un text din Biblie și îl aplicați acolo unde credeți că se potrivește. Credeți că adevărul lui Dumnezeu este atemporal? Deci, în Biblie există 3 sau 4 segmente diferite de text. Una este povestire. Povestește despre Samson sau despre David sau despre Avram, da? Și povestește bunele despre Samson, dau un exemplu. Cititorul citește și s-ar putea să se îndrăgostească de ceva bun ce a făcut Samson. Și zice, domnule, asta trebuie făcut. Și din ceva bun ce a făcut Samson, cititorul face o normă care se transformă în dogmă și care mă strânge pe mine de gât. Deși Biblia n-a zis niciodată să fac ceea ce a făcut bun Samson. Ăsta este un stil, o parte de scriere în Biblie. A doua parte de scriere în Biblie, pe lângă poveste, poate fi partea profetică, da? Adică zice, am văzut un urs cu 3 coaste în gură, cu nu știu ce așa mai departe. Ei, aici omul se uită și începe să explice și zice, coasta aia înseamnă asta, laba aia înseamnă asta, așa. Ceea ce e foarte consumabilă chestia asta, adică omul îi place când îi spui treaba asta, însă eu de câteodată mă întreb, mă, dar păi de unde știu eu că chiar ce-i coasta aia? Da, adică, da, așa. Deci asta este a doua. Ceea ce este ciudat este că uneori cel mai mult știm despre chestia asta cu coastele. E ciudat, dar mă rog, fiecare își alege, da. Pe urmă există... Mai ales dacă nu ne poate contrazice nimeni. Da. Așa rămâne. Da, așa. Pe urmă există un al treilea aspect de scriere în Biblie, care este cel normatic. Da? Sau cel sub formă de normă. Adică, fă așa. Și fă așa. Ei, aici sunt, mă rog, interesant surprins cum aici e cea mai mare gâlceavă. De exemplu, zice să nu furi. Dacă 20 de teologi ne întâlnim, fiecare are o altă definiție a ce înseamnă a fura.
sau ce să nu minți. Mă rog, am dat niște, am redus, sub radical am pus. Ei, pentru mine, Iacob Coman, prin decizia mea, da? Da. Tot ceea ce este normă în Sfânta Scriptură, cred că mă obligă. Nu fac tot, recunosc în fața lui Dumnezeu, n-am ajuns să fac tot. Dar decizia mea de a crede că tot ce este scris în Biblie sub formă de normă trebuie să fac, îmi dă o anumită răcoare în existența mea în Hristos. Și cred că doar din acest moment am dat semafor verde Duhului Sfânt în mine, care El face faptele pe care eu le trăiesc după normele acestea. Pentru că dacă le fac eu, devin un om moral. Dar dacă Duhul Sfânt le face în mine, devin un om duhovnicesc. Și al patrulea calup, da. Deci cu asta am încheiat, da? Al patrulea calup de tip de povestire din Biblie este cel care apelează la un element. John Stott l-a spus asta de la el, la mi-a fost profesor John Stott. Da. Și esențialul creștinismului a scris, nu? Mă rog, multe cărți a scris, mă rog, așa. Mi-a fost profesor și el vorbea despre bunul simț. Și am observat, preluând asta de la el, în cercetarea mea, că un om care n-are bun simț nu poate să afle niciodată ce zice Dumnezeu. Și, în opinia mea, ca specialist, sau ca mărunt specialist, sau ca anonim, nu contează, dar dacă atunci când deschizi Scriptura, nu mă uit prima dată la înțelesul literar al textului, înțelesul prim al textului, adică acolo scrie potcoavă, e potcoavă, da? Deci asta, doi, bunul simț, și trei, Duhul Sfânt, dacă astea trei nu mi se întâlnesc în sistemul meu de gândire și de a mă dezvolta, da? Atunci eu nu pot să aflu ce a zis Dumnezeu. Aflu ce am în mintea mea și numesc pozitiv, aflu și în Scriptură. Și eu numesc asta cuvântul lui Dumnezeu. Dar nu e cuvântul lui Dumnezeu, ci este ce am eu în minte pozitiv, care poate să fie chiar pozitiv și înaintea lui Dumnezeu. Dar nu este realitatea lui Dumnezeu preluată de mine din Scriptură, ci este realitatea din mintea mea pe care o găsesc în Scriptură. Și din cauza aceasta, na, uneori sunt privit destul de ciudat, alteori poate corect, alteori, mă rog. Dar eu nu fac rabat de la chestia asta. De ce? Dacă eu fac rabat de la chestia asta, trebuie să-mi respect inteligența mea. Și dacă îmi respect inteligența mea, în opinia mea de teolog, o iau ori în stânga, ori în dreapta. Adică nu mai pot să am tihna aceea în cuvântul lui Dumnezeu. Da. Da, ce se întâmplă când sensul literal nu se potrivește cu bunul simț? Dați-mi un exemplu. Și nici cu... Dați-mi un singur exemplu. Lui Dumnezeu i-a părut rău că l-a făcut pe om. Literal, i-a părut rău că l-a făcut pe om. Ce nu se potrivește? Vă imaginați că Dumnezeu admite că a greșit? Nu-mi imaginez. El spune despre sine că a greșit, dacă vreți expresia asta, și nu mă deranjează. Și admiteți că Dumnezeu a greșit, deci? Păi nu admit, eu admit ce spune El. Adică nu puneți în gura mea cuvinte pe care nu le spun. Nu. Deci eu admit ce spune El. Mi-a părut rău. Dacă zicea am o jenă, dar nu era atât de încurcat la minte Dumnezeu să zică mi-a părut rău, ci zicea am avut o jenă. Adică Dumnezeu îmi e superior și eu chiar cred că El când vorbește știe un pic mai multe decât mine, cel puțin deci, așa mă raportez eu. Aici nu vedeți partea omului care a scris? Nu. Deci omul în opțiunea mea teologică nu are nimic în Scriptură. Nimic? Absolut nimic. Limbajul uman, limbajul nu l-a creat maimuța. Deci noi am fost creați cu lexic. Iar la turnul Babel, Dumnezeu face o a doua creație sau a treia, acum nu e important asta, când pune în oameni un lexic întreg, pe care îl ajunge în lumea. Și fiecare pleacă cu o limbă. Deci limba nu este o creație a omului. Noi tot pierdem din ea de 6.000 de ani. Asta e o altă problemă, în opțiunea mea. Dar omul n-a inventat limba. Atunci nu mai e. Și dacă Dumnezeu, prin crearea limbajului în om, l-a făcut pe om, l-a dus în imposibilitatea să vorbească corect despre Dumnezeu, atunci pe noi nu ne mai poate judeca nimeni. Dar nu ajungeți la contradicții în Biblie? Niciuna. La taine ajung, dar la contradicții la niciuna. A, deci atunci când ajungeți la contradicții... Nu, taine... dați-mi un exemplu. Nu, e important să-mi dați exemplu. Pur și simplu caracterul lui Dumnezeu. În Vechiul Testament îl descoperim într-un fel pe Dumnezeu, în Noul Testament
mare adevăr a spus. În Vechiul Testament îl descoperim într-un fel, da, și în Noul Testament îl descoperim în altul. Da. Dar Dumnezeu se descoperă pe sine și în Vechiul Testament și în Noul Testament la fel. Deci Dumnezeu se descoperă la fel. Că eu vreau să... Este Dumnezeul care nimicește. Nu, așa nimicește și în Noul Testament. Păi în Vechiul Testament n-am niciun caz ca Anania și Safira. Să fim onești. Și altele. Da. Și mă duc, pot să mai dau mai multe, da? Deci n-am niciun caz în Vechiul Testament. Acolo măcar m-a lăsat să sufle. Și nu l-a lăsat nici să sufle. Considerați că adevărul din Biblie este distribuit cumva echilibrat în toată Biblia sau există o creștere în înțelegerea adevărului? Deci ce se întâmplă? Eu, personal. Da. Da, deci să nu puneți asta în contul la ceva. Deci personal. Personal, că da, vorbim de... Deci, mi se pare foarte important acest subiect. Am înțeles. Deci personal am învățat toate lucrurile despre care mă întrebați. Încât se poate spune la noi în învățământul românesc la cel mai înalt nivel. Deci le-am învățat și le știu. Însă eu nu problema de a le ști sau de a nu le ști o am. Ci eu am problema în ce măsură mă pot întâlni cu Dumnezeu. Și eu n-am nimic, nici în plus, nici în minus, ca unitate de măsură să mă pot întâlni cu Dumnezeu, decât această carte. De exemplu, teza mea de doctorat în filosofie este pe metafizică. Realitate și ficțiune în gândirea metafizică. Și am lucrat 8 ani cu academicianul Gheorghe Vlăduțescu. Nu e fiește cine, da? Dacă vreți să vorbesc pe această felie, chiar mă descurc. Cât mă descurc, fiecare cu limitele lui, da? Însă, în momentul în care eu îmi dau mie chestia asta, ce se întâmplă? Dumnezeu devine un obiect al cercetării mele. Ceea ce poate să fie în regulă. Nu e niciun fel de problemă. Însă cartea asta îmi spune că eu nu pot să-L cercetez pe Dumnezeu cum cercetez tabla asta. De exemplu, C.S. Lewis zice așa: dacă ești geolog și vrei să studiezi pământul, rocile și așa mai departe, le cauți, le pui la microscop, le faci cum vrei și așa mai departe și afli ceva despre ele. Pe urmă, face pasul al doilea C.S. Lewis. Dacă vrei să cercetezi pe un animal, trebuie să cauți să te îmbrânzești cu el, să-l îmbrânzești cu tine, să fii familiar cu el. Că fuge și n-ai făcut nimic, dar și atunci cum stau ăștia luni în șir cu ăla și să vadă cum fată căprioara sau, mă rog. Dar dacă nu găsești soluții de a relaționa cu animalul, fuge și nu știi nimic despre el. Ei, spune C.S. Lewis, și îmi place asta, dar o spune Dumnezeu. Dacă vrei să-L cunoști pe Dumnezeu, numai dacă El te lasă, îl poți cunoaște. Adică, demersul meu spre metafizic este în aer. Pentru că El mi se sustrage oricărui demers de a-L cunoaște. Pe când dacă fac un demers duhovnicesc de căutare, atunci El îmi stă în față. Dau în El. Iar această dare în Dumnezeu, eu pot face mai prin text. Restul poate să fie... Dar nu cumva vă contraziceți aici? Poate. Să văd o contradicție. Da. Vreau să mă refer doar la aspectul metafizic. Da. Aspectul metafizic. Deci, motivul pentru care noi nu-L putem face pe Dumnezeu un obiect al cunoașterii noastre, un obiect de cercetare în sensul care facem un lucru, da? Da. Deci a fost dezbătut mult în gândirea europeană. Așa este, și probabil că a studiat mai mult decât mine lucrul acesta. Dar lucrul pe care înțeleg, eu încerc să înțeleg lucrurile simple, da? Unul din motivele pentru care, din punct de vedere ontologic, să zic, noi nu putem face, sau ontic noi nu putem face un obiect de studiu în Dumnezeu, da? Putem avea un discurs ontologic despre, da? Ontic pentru... Da. Este, printre altele, legat de limitele limbajului nostru, limbaj care este legat de experiența umană. Or, una dintre iluziile care le-au avut metafizicienii în Evul Mediu și care l-au luat de la greci, era că speculând, scolașii mele, speculând, ei aflau cu noi despre Dumnezeu, că de fapt nu aflau nimic, da? Ei se învârteau în cerc. Atunci, era o dezvoltare a bogăției lui intelectuale pe care o legat de Dumnezeu. De fapt, Dumnezeu, așa cum au arătat nominaliștii, foarte clar, Dumnezeu scăpa din toată treaba. Absolut, e clar asta. Da. Și în cazul acesta, deci, Biblia fiind scrisă în limbaj omenesc,
Nu cumva limitele limbajului în Biblie fac ca noi să nu putem face aserțiuni absolute pe bază de text biblic. Deci eu nu neg că intrinsec acolo există un adevăr absolut atemporal. Cu asta sunt cu totul de acord. Ceea ce vreau să spun este că limitele limbajului, când citesc textul acesta din Biblie, deja, nu vă supărați, dacă mi-a plăcut foarte mult, mi-a plăcut o predică în Spania. Mi-a plăcut foarte mult predica aceasta, mă rog. Dar a fost o situație puțin comică. Însă a fost o foarte bună deschidere a subiectului despre relația sexuală în familie. Și ați citit un text din Cântarea Cântărilor și ați invitat biserica să spună amin. Da? Ceea ce s-a întâmplat a fost un moment de șoc. Și a spus, măi frate, o scrie în Biblie. Problema care avem aici este exact principiul la care mă refeream. Limbajul. Deja ascultătorii din sală îi spunea altceva decât vrea să spună textul biblic, da? Deci cineva putea percepe limbajul ca fiind pornografic. Dar părinte, da. Aici nu e o problemă de limbaj. Aici e o problemă de atitudine. Absolut. Dar ce vreau să spun este că atunci se schimbă. Când citim un text, implicit e o problemă de atitudine. Și aceasta din cauza că... Cu asta-s de acord. Da. Deci este, vreau să dau un exemplu. Exemplul meu favorit este 1 Împărați, capitolul 7, versetul 23. Da? Deci Solomon a făcut un bazin circular. Și ne spune scribul biblic că circumfița este de 30 și diametrul de 10. Da? Deci raportul ar fi 3. Acum, care este problema? Problema este că nu că Biblia nu spune adevărul aici despre valoarea lui pi. Problema este că adevărul despre pi nu poate fi exprimat nici în limbajul biblic, în limbajul natural, nu poate fi exprimat nici măcar în geometria babiloniană sau egipteană, nici măcar în geometria lui Arhimede, de la care avem noi 3,14, ci practic trebuie să ai noțiunea de număr transcendental ca să spui ce este pi, da? Nu o să măsuri niciodată, o să calculez și numai că nu te instrumente matematice. Însă și matematică e un limbaj. Asta vreau să spun. Deci, limbajul nostru, limbajul natural în care se scrie Biblia, este limitat la anumite sfere de experiență, care, pe baza căreia eu cred că noi nu putem face afirmații, aserțiuni categorice în orice domeniu al existenței. Nu știu dacă v-ați înțeles. Nu, am înțeles foarte bine ce ați zis și nu știu dacă parțial, aproape în totalitate aș putea să fiu de acord. Ce mă separă pe mine, dacă mă separă de ceea ce ați declarat, da? Deci, mie îmi pare că atunci când noi teologii... Da. Eu nu sunt teolog. Noi păstori. Noi păstorii care citim Scriptura așa. Când folosim această idee de limbaj, vrem să ne sustragem de la unele lucruri care le înțelegem. Asta pare fi posibil, e adevărat. Deci asta îmi pare mie. Pentru că de ce mi se pare că mie de ce mi se pare chestia asta, da? Deci suntem în Eden. Da. Și Dumnezeu îl creează pe om. Uh-huh. Pe Adam. Da. L-a învățat să vorbească cum îl învățăm noi pe un copil sau l-a creat direct vorbind? Prefer să nu mă... Să nu răspundeți la întrebarea asta. Răspund eu. Da. Și dacă e mă gândesc. Eu cred că l-a creat știind să vorbească, adică zicea servus omului și el răspundea înapoi, așa. Acum, dilema mea vine aici unde discutăm, da? Lexicul ăsta pe care îl avea Adam îi permitea, cu privire la ce înseamnă viața lui în relație cu Dumnezeu, să știe tot despre Dumnezeu ca să se poată păstra în grația lui Dumnezeu sau nu? Răspunsul meu. Dacă nu-i permitea lexicul acesta, atunci cerința lui Dumnezeu ieșea în afara lexicului și Adam nu mai putea să fie vinovat înaintea lui Dumnezeu pentru că eu numai ta pot. Ei, când iau realitatea asta pe care vă spun, care puteți să o credeți sau să o contraziceți, când iau și o comut după izgonire, o comut după turnul Babel, o comut după 6.000 de ani, ajung la următoarea concluzie. Omul a putut să compromită limbajul creat de Dumnezeu ca să spună lucruri neadevărate și rele. Dar omul n-a putut să compromită limbajul pe care l-a creat Dumnezeu
încât să nu poată să spună despre Dumnezeu tot ce trebuie să știe un om despre el. Bun, ce facem? Da. Ce face? Deci, înțeleg. Ați înțeles? Da, am înțeles. Da, am înțeles că omul nu trebuie să se strută. De exemplu, când să iau cartea lui Tolstoi, da? Împărăția Dumnezeu înăuntru vostru. Da. Când Iisus spune, întoarce și obrazul celălalt. Da. Nu încerca să nu încerc să sucești, să sucești, da? Da. Ia radical, așa cum este. Da. Dar chiar dacă îți creează o problemă, da? Da? Ce facem însă atunci când eu iau un text din Biblie, că aici este problema mea ca pastor, că iau un text din Biblie și pentru că scrie în Biblie, impun altuia să facă. No, aici este problema. Da, nu-i corect. Deci, ce vreau să dau un exemplu, la care m-a referit la început. Exemplul galatenilor. Pavel, de exemplu, spune galatenilor, vorbind de normă, da? De Biblia ca normă. E versetul Galateni 3 cu 10, da? Îl știm pe din afară cu toții. Deci Pavel spune așa, dacă vreți să trăiți după lege, trebuie să știți că trebuie să faceți tot ce spune legea și că așa scrie, blestemat este cel ce nu se trăiește în tot ce spune legea. Mai departe, Pavel nu îndeamnă, de fapt, să trăiască după lege. Pavel aduce în argument să le arate că ceea ce iudaizanții au încercat să le impună lor nu poate fi practicat. Pentru că este imposibil să trăiești după Vechiul Testament, în toate porcile Vechiului Testament. Bun, există o singură poruncă, vreau să dau un exemplu. Este una dintre, Tora este numită una dintre cele, nu știu câte, porunci pozitive ale Vechiului Testament. No. Pe Amalec să nu lasă să trăiască. E poruncă pozitivă, da? Dacă eu vreau să fac normă absolută din orice text al Vechiului Testament, trebuie ca pe Amalec să-l omor. Oricine ar fi el. Dacă aflu că Adi e amalecit și a făcut ADN-ul acum, chiar mă interesează. Dacă fratele Iacov, Coman va spune că e valabil pentru evrei. Probabil. Nu, păi da. Nu. E valabil universal. Nu. Deci, dacă textul ar fi spus, urmașii mei să nu-l lase pe Amalec să trăiască, eu aveam datoria, prin cezar sau prin autoritatea bisericească, ca orice amalecit să nu trăiască. Dar Dumnezeu spune, eu, Dumnezeu, nu-l las să trăiască. Nu spune, pe Amalec să nu-l las să trăiască, e poruncă. Pe Amalec să nu-l las. A, bun. Aici, aici este al patrulea aici segment. Aici pe Catrusaul. Nu, Catrusaul. Da, un moment. Da. Aici este al patrulea segment, așa, pe care l-am spus, dar n-am dat exemplu, dar acum vă dau exemplu pentru că ați adus exact, în discuție, da? De exemplu, mulți exegeți, când încep exegeza Noului Testament cu studenții, cu textul din Timotei, zice, vezi să-mi aduci cartea și cărțile de piele și haina înainte de a veni iarna. Nu zice, câți dintre voi ați luat cărțile și haina și le-ați dus la Pavel? Cu asta începe cursul de exegeză și produce atei. Da? Aici intervine problema despre care spuneam bunul eu. Simț, nu? Bunul simț. Dacă dai la 100 de oameni de știință și la 100 de proști să citească versetul ăla, niciunul nu înțelege că trebuie să ia cărțile și să plece cu ele. Dar profesorul de exegeză, așa îi spune studentului. Aici este problema. Da, pe textul cu Amalec, avem cazul lui Saul, care lăsa să trăiască, avem cazul... Cartea lui Estera. N-a ascultat, asta e o altă problemă. Avem cartea lui Estera, asta care nu-i lasă să trăiască evrei din Susa. Însă, Da, asta a fost cu urmări, părinte. Da. A fost chiar și cu, exact cum a fost cu Iosua. I-a lăsat pe Gabaoni și zice, acum ce mă fac? Zice, i-ai lăsat, du-i în spate până-i crăpa. Acum aici e o problemă interesantă. Deci, hai să luăm exemplul lui Iosua. I-a lăsat să trăiască, da? Vine femeia sirofeniciană la Iisus și... mă rog, este câine, e cățel, e sub masă, dă-i drumul să plece că strigă după noi. Cert e că Iisus nu spune acum, dacă n-a ascultat Iosua de mine, uite, trebuie să vindec și pasta, să țin câinele să sub masă. Ci eu văd că Iisus, dragostea lui față de femeia aceasta este un absolut. Și aici eu văd și cred că aici mă bazez pe Pavel, în sensul că poruncile Vechiului Testament nu sunt un absolut. Dacă sunt un absolut, avem o contradicție cu Noul Testament. Deci, imperativul Vechiului Testament nu este iubirea absolută față de aproapele. Un alt text și cu asta termin. Un singur text, dacă te-ai băiat. Doar atât vreau. Cazul acela când stăpânul își bate sclavul. Da? Și dacă iese cu toiagul, să nu... mă rog, e ok. Dacă moare imediat să fie pedepsit, nu știu cum, dar nu pentru omucidere. Însă, dacă moare peste câteva zile, să nu fie pedepsit. Și nu mai le de faptul că nu trebuie pedepsit, ci argumentul, căci este argintul lui. Merg la Petru și spune, nu prin aur și argint a fost descoperit, ci cu sângele
prețios al lui Iisus. Eu cred că între acestea două nu este o taină, este o contradicție ireconciliabilă. Mă rog, eu aș putea să spun ceva pe chestia asta, dar nu polemic, ci chiar așa. Deci, exemplul ăla cu robul este șocant și te desfințează. Dar dacă te oprești două secunde să te uiți în secolul 21, legislația secolului 21 funcționează pe textul ăla. Exact. Dacă l-ai lovit cu mașina și a murit pe loc, e una. Da. Dacă a murit într-o zi, e alta. Dacă a murit la spital, e alta. Deci exact așa nimeni nu va spune, e argintul. Nu, bine. Aici e problema. Bun, păi da, totuși, permiteți-mi, părinte, să zic că e o ușoară asociere silită cu cazul din Petru. Nu, eu vreau să spun, adică expresia este analogia argintului merge, dar un pic este mai... Eu refuz să cred că Dumnezeu crede, gândește, consideră că valoarea unui om este egală cu argintul pe care l-a stăpânit pe el. Atât tot. Bun, dar acum dacă eu vă spun că n-ar fi așa. Da. De exemplu... Da. Dumnezeu spune în număr de lei cât valorează un bărbat, cât valorează o femeie, exact, la ce vârstă cât valorează și așa mai departe. Iar eu când am aflat asta, în casă la mine, ca un moment de destinere, dar eu uite cât valorez eu. Nici nu mi-a sedi o mașină. Dar scuză-mă, tu valorezi chiar mai puțin, că femeia valorează mai puțin. Așa, acum, în spatele degajării noastre, să spunem așa, jovialității noastre în sens pozitiv, personal, nu mă simt confortabil să-mi bag nasul acolo. Dacă a zis Dumnezeu asta, eu chiar vreau să-L respect. Eu refuz să cred că Dumnezeu a spus asta. Și am un argument din Noul Testament. Cu asta termin. Un argument din Noul Testament. Iisus spune, vorbind de legile de divorț, din pricina împietririi inimii voastre, v-a dat voie Moise să vă lăsați soțiile. Nu spune Dumnezeu v-a lăsat soțiile. Moise v-a dat voie. O prima discuză la tine. Fratele Coman, probabil că vrea să răspundă. Nu, aici, deci, părintele Edi joacă foarte frumos fotbal. Nu, în sensul pozitiv. Parcă l-aș ruga să șuteze la aceeași poartă. Dar în partea mea sau cum? Nu, în a mea, dar să fie numai tot timpul numai în partea mea. Cum se juca? Cum se cheamă fotbalul ăla cu singură poartă? Mâța? Nu mai știu, mă rog, așa. Da, atât. Vreau să spun ceva. Eu respect pe fratele Iacob că nu e un jucător. Fratele Iacob știu că este consecvent în ce spune. Da. Tocmai din cauza asta vreau să vă asigur că nu joc fotbal aici. Sunt foarte serios în ce spun. Am spus chestia asta. Nu. În psalm, cred că în psalmul 119 găsim ideea că legea Domnului este adevărul. Greșesc? Cred că da. În mai mult. Iar în Noul Testament, o altă idee, că legea a venit prin Moise, dar harul și adevărul a venit prin Iisus Hristos. Ca și cum legea n-ar fi fost adevărul. Bun, dar problema este în felul următor. Deci declarația aceasta din Noul Testament ne vorbește despre prin cine, nu de la cine. Prin Iisus. Bun. Și vrea să-mi spună că legea vine prin Moise și harul și credința vine prin Hristos. Adevărul prin Hristos. De acord? Da. De la cine vine legea prin Moise și de la cine vine harul și adevărul prin Hristos? Pentru că noi când cităm pasajul ăsta, îl facem pe Moise autorul legii, ceea ce nu e adevărat. Nu, stați un pic, e foarte important lucrul ăsta. E foarte important. Deci, înțelegând și de la zice, cine vine legea, de la Dumnezeu vine. Deci vine de la Dumnezeu prin Moise și asta devine de la Dumnezeu prin Hristos. Și acum stau cu amândouă. Și zic, asta nu e bună că mi-o dat-o prin Moise și asta e bună că mi-o dat-o prin Hristos. Mi se pare, pentru mine, adică eu n-aș putea să iau decizia asta. Și mai am aici o problemă și cu asta închei și de aceea eu consider că adevărul este progresiv. Adevărul venit prin asta, asta poate să facă un pic obiectul discuției mai încolo, da? Zice Pavel despre lege, da? Acum, hai să fim contextualiști, dacă ne permitem și asta la un moment de discuție, da? Lege în Biblie, poate să însemne cele 10 porunci, poate să însemne Pentateuhul, poate să însemne Vechiul Testament și, scuzați-mă, poate să însemne toată Biblia.
Pentru că Biblia zice despre legea lui Hristos. Și atunci, dacă eu iau declarația lui Pavel scoasă din hora cuvintelor, da, atunci unii se înfurie pe sâmbătă. Ia versetul ăsta și taie gâtul la sâmbătă, da? Alții ia versetul ăsta și taie gâtul la porunca a doua. Alții ia versetul ăsta și taie gâtul la toate poruncile, da? Deci, personal, da, personal, mă simt obligat să fiu mai atent un pic cu declarațiile acestea care le găsesc în Pavel. Nu ca să le răstălmăcesc, nu. Personal vreau să fiu mai atent, pentru că rămân propriul meu Dumnezeu. Iar eu, din cauza mântuirii, nu din cauza prostiei, poate că sunt prost, dar din cauza mântuirii, refuz să ajung propriul meu Dumnezeu. Refuz. Dacă asta e bine sau nu, mă va judeca și istoria și mă va judeca și Dumnezeu. Deci e foarte interesant ce spune. Eu vorbesc din punct de vedere unui pastor, nu a unui teolog, da? Problema care eu am este că membrii cărora le predic și care le-am zis că nu citesc Biblia, de fapt. Ei cred că citesc Biblia, dar nu citesc, da? Și ei iau anumit... Avem atâtea predici pe internet. Da, mai avem atâtea predici pe internet. Bun, ok, bun. Deci, ei trăiesc o parte din... citesc o parte din Biblie sau studiază o parte din Biblie și ascultă anumite norme din Biblie. De exemplu, ei respectă să nu mănânci porc, dar nu respectă să nu te sperii pe cu periuță din păr de porc, de exemplu, care ar fi tot o încălcare al Leviticul 11 și așa mai departe. În general, ei au acest concept că orice cuvânt al lui Dumnezeu este atemporal și este absolut. Și ei cred că respectă toată Biblia când nu o respectă. Eu apreciez la dumneavoastră că sunteți consecvent pe drumul acesta, da? Dar mă străduiesc, da, cel puțin problema care, este, care o am eu aici este că, de fapt, teologia aceasta nu e practicată și eu cred că nici nu poate fi practicată. Eu văd soluția mult mai simplă în Noul Testament. Deci Apostolul Pavel de multe ori folosește legea ca argumentație. Deci când spun de legea, înțeleg Pentateuhul, Tora, da? O folosește ca argumentație. Sau în sens larg tot Vechiul Testament folosește ca argumentație. În același timp, el avertizează pe creștini că el nu mai este sub lege. Dacă legea a fost răstignită pe cruce, că legea ne-a fost un întrumător spre Hristos, adică să nu mai este sub aceasta. Și eu văd aici o încurajare din partea lui Pavel, mă rog, zic și eu, da? Deci e vedere personală, nu vreau să impun nimănui, da? Deci eu văd aici o încurajare a lui Pavel ca oamenii să-și asume libertatea creștină. În sensul că dacă găsesc în lege, în legea lui Moise, ceva ce corespunde bunului simț, ceva ce, cum ar fi, de exemplu, faptul că fata mea, dacă vreau să o vând, pot să fac așa și dacă băiatul nu mă ascultă, să duc să-l omor cu pietre și așa mai departe. Deci, dacă ceva contrazice bunul simț, eu nu trebuie să intru într-o tensiune, să mă simt obligat să fac aceasta. În același timp, dacă, nu numai că corespunde bunului simț, dar dacă corespunde eticii Noului Testament și învățăturii lui Iisus, atunci să o fac. Și aici văd o libertate care nu necesită o exegeză foarte complicată, să mă gândesc la ebraică, la greacă, să stabilesc contextul de fiecare dată, ce a vrut să înțeleagă scuze, ce a vrut să înțeleagă căutare. Credința e foarte simplă de fiind în Evanghelie. Iar Vechiul Testament îmi este un îndrumător spre Hristos, de care mă ajut atunci când mă ajută și atunci când când intră într-o contradicție flagrantă, nu numai cu normele timpului, dar cu învățătura lui Iisus. Mă simt liber să nu ascult de Vechiul Testament. Ok, este foarte târziu și fratele Iacob musafir undeva. Totuși mai am două întrebări. Și l-aș ruga numai pe fratele Coma să răspunde. Cum vedeți numerele în Biblie? Cum interpretați numerele? Tot literal? De exemplu, în Biblie întâlnim că cetatea Ninive este de 3 zile de mers pe jos. Sau Samson câte vulpi a prins? 300 de vulpi. Să nu mai mergem la 144 mii, că e în cartea Apocalipsei. Dar... Deci, în cercetarea mea de specialitate, în Sfânta Scriptură nu există niciun număr care să însemne altceva. Dacă există un singur număr în Scriptură care să însemne altceva, o poți arunca toată. Deci o luați literal. Absolut. Că numărul respectiv este o realitate. De exemplu, zici, o zi înseamnă un an, dar e tot unul. Nu zici că o zi înseamnă 3 ani. Da. Da? Deci, dacă în Sfânta Scriptură
un singur număr, 7 înseamnă 9 sau înseamnă o aglomerație, poți arunca toate scripturile. Și ce face când se contrazic cifrele între ele? Eu nu cred că există așa ceva. A fost un demonizat la Gadara sau au fost doi? Bine, acum, cum să zic? Sau câți au ieșit din Egipt, iarăși? Da, deci... Câți ani au stat în Egipt? Da, da, da. Sunt contradicții. Deci, cum să zic, mă folosesc de o pildă evreiască. Da. Moise a plecat, a fost fugărit de la faraon, mă rog, să fie omorât, și a ajuns la fântână, a băut apă și a mai tras sufletul și... E o anecdotă evreiască. Uh-huh. S-a retras acolo la un umbrar și mor de foame, dar bine că a băut apă, așa era între somn și veche. Și apare un om să bea apă din fântână și când se apleacă, cum era atunci, cu trebuia să cobor să bea, îi cade punga de bani de la brâu și nu bagă de seamă și pleacă. La câteva minute apare un alt trecător care, când se bea apă, vede punga, nici nu mai bea apă, ia punga și fuge. Și apare al treilea, om obosit, se pune, bea apă, stălniștit, cel care și-a pierdut punga și-a dat seama la fântână putea să cadă. Și vine înapoi și îl găsește pe ăsta și dă punga. Dă ce punga? Dă punga că te omor aici. Ce? Și se produce o încăierare și ăsta care venise ultimul, l-a omorât pe ăla care a rămas fără punga. Și când a văzut Moise, a tresărit. Ce nu? Nu se poate. Adică ăla fură punga, scapă, ăsta care își pierde punga, moare, și ăsta la altul devine criminal, nu mai pricep nimica. Și zice învățătura asta, că la un simte pe umăr că îl strânge cineva de mai. Și era un înger de la Dumnezeu, zice, stai, știi, mai se zice. Zice, punga cu galbeni, o furase bunicul ăsta ce-a murit, de la bunicul ăluilalt. Tatăl ăstuia care a murit, l-a omorât pe bunicul ăla și acum s-a împlăzut. Și totul este în regulă. Da? Adică ce se întâmplă? Personal, nu trebuie nimeni să gândească ca mine. Eu chiar nu, pentru mine, eu n-am nevoie să-L pun pe Dumnezeu într-o situație de conflict. Pot să o fac. Dar eu îmi refuz putința aceasta. Eu îl las cum e El. Asta este opțiunea mea teologică. Și ultima întrebare, deși ar fi multe de spus aici, credeți că Biblia face afirmații de ordin științific, de natură științifică? Care să fie... o să vă surprindă ce vă spun. Nu mă surprinde nimic. Deci, cum zice David, am fost tânăr și am îmbătrânit. Dar n-am văzut. Așa. Dacă ne uităm în lexicoanele de pe la începutul anului 1900, cei mai tari medici de pe pământ tratau aprinderea de plămâni cu tutun. Te puneai să fumezi ca să-ți treacă aprinderea de plămâni. Exact așa este, puteți verifica. Da. Nu mai mergem și la alte lucruri, da? Așa. Pe urmă, cum spuneam, prin soția mea aflu multe lucruri despre știința medicală, da? Cum anumite medicamente care au fost topului tot, se află după 30 de ani că ele ne omoară și e o bătălie feroce între fabricanți și legea care să le scoată afară, pentru că ele nu ne fac bine, mă rog, așa. Deci eu am următoarea opțiune, istoria, filosofia, orice știință care mi-aduce o informație, o verific cu Biblia. Dacă nu este cum e în Biblie, chiar dacă are probă aritmetică, eu nu cred. Bun, vă mulțumesc pentru că ați acceptat să participați la această discuție, pentru deschiderea la acest subiect și pentru sinceritatea cu care ne-ați spus câte ceva din felul în care interpretați dumneavoastră Biblia. Și vă doresc succes în lucrarea dumneavoastră de a motiva frații noștri să urmeze voia lui Dumnezeu. Ne trudim, fiecare în ogorul lui. Și n-avem nimic de împărțit. Noi numai cu Dumnezeu avem de împărțit. Da. Vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit. La revedere!